parte. Îmi povesteați? Adică am avut onoarea, da, și cinstea și plăcerea să fiu primit pe acolo. Da, pe în boema bucureșteană a anilor, anilor foarte 60. Interesantă. Da. Am avut cinstea să fiu... Dar apropo de boema asta, vreau să vă întreb ceva. Dumneavoastră vorbeați despre meseria asta care cere în primul rând sănătate. Da. Și sănătate e lucru de care ați avut grijă. Ei, acum să spun eu, nu stăteam, da, zi și noapte acolo. În cârciumă, nu. Că altfel, într-o lună eram terminat. Erați terminat. Dar legenda spune că stăteați totuși. Și mai tânăr. Da. Și un organism care, uite, a rezistat. Nu, și legenda spune că totuși... Știți ce e aceea cârciumă? Și că Bahus nu vă e străin, adică nu mă poate păcăli nimeni. Cum e un titlu de film, Secretul lui Bahus. Și vreau să vă întreb acum, v-ați gândit vreodată, pentru că acum e o perioadă, omenirea se desparte de trecut râzând. Spuneți-mi, v-ați gândit vreodată, meseria asta v-a făcut într-un fel să beți atât de mult la un moment dat? Sau dimpotrivă meseria v-a salvat și dacă n-ați fi fost actor, da, ați fi, da, băut, da, și, da, mai mult? E, ultima, cred că e mai adevărată. Pentru că obligația de a fi la repetiție, nu poți să te duci în orice... Eu cel puțin n-am fost niciodată în condiții deplorabile acolo. S-au rămas de când o noapte. Și asta a creat rigoare în comportamentul meu față de mine. Și obligația de a mă opri, de a... Și reușați să vă opriți? Obligatoriu. Păi am jucat seară de seară. Acum vorbind lucid, așa, ca un chirurg care face o... Așa, taie în rană. Bun. Spuneți-mi, de ce? De ce în fond nevoia asta teribilă de a bea? Nu este nevoia alcoolică. Acolo ce se întâmplă? În perioada aia eram și mai tânăr. Era adunarea, șuieta. Bucuria adunării și a spiritului care se încălzea pe parcurs... Și uitai de oră la un moment dat când atmosfera era plăcută. Dar nu era vorba de cantitatea pe care intra în tine, ci de starea bună a preluării unor replici, a unei atmosfere excepționale, ce să spun, când aveai companioni de calitate. Descrieți bețiile astea, cum să spun, cum le dați un pretext intelectual până nu la urmă. Nu intelectual, dar de declanșare frumoasă, spirituală. Așa. Niciodată n-ați băut de unul singur, de pildă? Nu, niciodată. Niciodată. Acasă, de exemplu, n-am avut. Nu văd sensul să băg. Niciodată. Nu. Și regula la mine a fost că în ziua spectacolului să nu... Nimic. Nu. Dar cu o seară înainte și mai rămâne așa puțin oboseală, dar nu, lipsa de luciditate, nu, niciodată nu s-a putut. Cade. Însă seara se mai întârzia. Nu au fost seri mai lungi așa. Nu vă pare rău acum privind în urmă? Pare așa de bine că au fost, cum nu-ți dai seama. Vă cred. Pe cuvânt, erau delicioase, minunate. Sigur că timpul te mai potolește. V-a fost milă vreodată de dumneavoastră înși vă? Am avut și momente de astea. Și? Cum ați ieșit din ele? Și am ieșit. Cum? Păi, cred că și meseria m-a ajutat și autostăpânirea și autoeducarea asta, care probabil e un dat al meu, să mă controlez în sensul să mă nu cenzurez și să-mi fac cu degetul. De multe ori mi-am făcut cu degetul așa și n-a fost rău. Însă, la totalul general, dacă ai succes și te simți bine cu sănătatea, meseria asta este, după părerea mea, făcută numai pentru oameni sănătoși. Nu poți să fii bolnav și să o faci. Trebuie să fii, și aici intervine forța fiecăruia individuală de a se proteja, de a depăși nenorocirile și întâmplările urâte ale vieții, ca să fii acolo proaspăt și întreg pentru... Ca un sportiv în plină formă. Obligatoriu. Cine nu poate asta, a terminat. Știți care a fost handicapul dumneavoastră? Încă dumneavoastră ați pornit cariera cu Esri, cu un mare regizor, cu niște mari spectacole și pe urmă probabil ați fost terorizat de ideea de involuție în profesie. Au fost și momente, da, când am simțit lipsa marilor regizori sau unei ascendenții în domeniul în care lucrez. Au fost momente de banalitate în viață și pe scenă. Dar această meserie face parte din mine și nu pot să o judec separat. V-a părut vreodată rău că faceți meseria asta? Nu. Niciodată. Nu. A ajuns chiar să fie, cum să spunem, o parte a trupului meu, a ființei mele și
Nu o consider nici grea, nici ușoară, ci a mea. Nu știu, ca și mâna, ca și durerea de cap când este tot a mea. Nu știu, nu fac din asta, nu-i de vină nimeni. Adică e a mea. Și îmi place, teribil. Sper să mai fac.